Suntem în casa de rugăciune, suntem la biserică. Am citit un verset, că ținta porunce, cea mai înaltă țintă este dragostea, dar dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Și acum, dacă toți suntem la biserică, n-ați vrea dumneavoastră ca să facem o verificare, să vedem în primul rând cât e de curată inima noastră. Oare eu am inima curată? Dar tu ai inima curată? Eu am o credință autentică, veritabilă, sau am o credință prefăcută? Și haide să intrăm în cercetarea Sfintelor Scripturii. În Matei, capitolul 5, versetul 8, e una din fericirile pe care le știm noi. Și Domnul spune așa: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Slăviți să fie. Întrebarea se pune, care-i poporul, care-i națiunea, care-i biserica, care sunt oamenii care vor vedea pe Dumnezeu? Și acum Scriptura nu spune că baptiștii vor fi, sau penticostali, sau ortodoxi. Domnul Iisus spune, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Gardurile astea le-am făcut noi, emblemele astea, firmele pe ușă, le-am pus noi. Domnul are de la noi o singură pretenție, să avem inima curată. Doamne ajută! Și eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Pentru că curăția de inimă atrage în primul rând bunătatea lui Dumnezeu. Spuneam Psalmul 73, versetul 1. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată. Dacă vrei să beneficiezi de bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să ai mereu inima curată. Spunea psalmistul în Psalmul 36, parcă, citim câteva versete aici. Și vorbind de curățirea asta, el spunea așa: bunătatea ta, Doamne, ajunge la cerul, credincioșia ta până la nord. În plângiul Ieremia 3:22 spunea: iată ce mai face să mai trag nădejde, îndurările Domnului nu s-au sfârșit și bunătățile lui n-ajung la capăt. El ne înnoiește în fiecare dimineață pentru noi. A avut Domnul bunătate și pentru tine azi? Amin. Și apoi vine Biblia, spune aici, cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Îi liniște, încă îi pace, și în Germania, și în România. Încă ne ocrotește Dumnezeu. Asta e bunătatea lui Dumnezeu, să știți. Amin. În toamnă, cred că, sau în primăvara asta, nu mai știu, am fost pe la Ozornie, pe la Ismail, satul nou, în sudul Ucrainei. Am predicat acolo printre găgăuzi. Găgăuzi înseamnă trădător. Găgăuzi e un popor turci care a primit creștinismul și i-a maltratat, i-a masacrat și i-a fugărit în Turcia. Și ei au urcat la deal și au stabilit acolo, la vărsarea Dunării, în mare. Și acum ei sunt creștini. I-am cunoscut, am stat de vorbă cu ei, dar fiind acolo, am vizitat mai mult frați. Și cineva îmi spune: frate Dragoș, vrei să mergi la o familie, că uite, la vreo 40 de kilometri, la doi bătrâni stai de vorbă, un frate și o soră. Mier, mă, dar ce s-a întâmplat? Și că a avut un băiat care acum vreo 9-10 ani, a plecat de la Ismail, s-a stabilit la Donetsk. Și acum când a venit războiul, erau într-o seară la adunare, o intra rușă pește dânjă și au făcut bajocuri de dânjă. Dar pe patru presbiteri, pe băiatul ăsta și încă trei, i-au oprit în adunare, i-au bătut, i-au schingiuit și i-au împușcat dimineața. Și au spus: du-te să stai o leacă de vorbă cu părinților, că așa-s de îndurerați, știi? Și a spus: uite, acolo în Ucraina. A venit la mine o soră, o femeie, frate Dragoș, vreau să te rogi pentru bărbatul meu. Dar tu ești măritată, mă, ce cu tine? Da, sunt măritată, am 30 de ani, am 3 copii. Dar ce cu bărbatul tău? Îi plecat de un an de zile la război. Și a venit acasă pe 2 săptămâni și acum l-a chemat, l-a dus iară.
roagă-te Domnul să nu îl împuște, să fie, am nevoie de bărbat, am nevoie de tată. Uite că în Germania e mai bine, nu? Și în România e mai bine. Și spune că bunătatea Domnului, la umbra aripilor lui Dumnezeu, găsesc fiii oameni adăpost. Acum noi ce facem pentru bunătatea asta lui Dumnezeu? Și spune Scriptura mai departe, se satură de belșugul case tale, îi adâmpin și voiul despătărilor tale. Vedeți dumneavoastră? Domnul îi dă bucata de pâine în fiecare zi. Timpuri roditoare, câmpuri frumoase. Și în România trăim bine. Eu, dacă mă ajută Domnul Marx, mă duc înapoi, gata. Și abia aștept, mă duc. Mai am de plantat cartofi, mai am de pus. Și Domnul îi dă timpuri roditoare și binecuvântare. Nu-i bunătatea lui Dumnezeu? Și apoi spune că prin lumina ta vede lumina. Domnul îi dă viață, îi dă sănătate. Suntem aici. Nu-i asta bunătatea lui Dumnezeu? Amin. Nu vedeți dumneavoastră, acum eu spun, cum răsplătim noi bunătatea Domnului? Că bunătatea Domnului ne dă și o clotire, ne dă și belșug de pâine, ne dă și sănătate. Și bunătatea Domnului mai face un lucru. În Roman, capitolul 2, versetul 4 și 5, scrie așa. Ori disprețuiesc bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar tu cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua drept de judecăța lui Dumnezeu. Unii oameni știi de ce nu se pocăiesc? Odată spunea cineva, băi, eu m-aș pocăi, dar am avut un coleg pocăit și decât ca aseara mai bine așa ca mine. Dom'le, din cauza lui nu mă pocăiesc. Alții spun, băi, am un câr din neamul cu mătri, neam din neamul meu nu-s pocăit, în sar, în cap, eu de-aia nu mă pocăiesc. De altfel, pocăința e bună și m-aș pocăi. Alții, odată era la noi în sat un om, a avut o fată care s-a pocăit, de fată. De la hor, om din adunare, s-a pocăit, s-a măritat. Dumnezeu i-a dat binecuvântarea. Acum tatăl a început și el să vină în adunare. Când facem evanghelizări și-l chemam, venea. Dar venea și când nu era evanghelizare. Venea așa, nu mă ne trezăm cu el. Nu mă ne trezăm cu el duminica când vine în adunare. Și odată îi spun, tot venind în adunare, au zis, mă, dar de ce nu vrei să te pocăiești, să te hotărești? Și el spune, băi băiete, că era om bătrân, spune-mi, băi băiete, eu știu că pocăința e bună. Și eu am să mă pocăiesc, dar eu am avut o grămadă de cumătri, am botezat, am cununat, am fost la multe nunți, am dat bani pe masă, mai am un băiet de însurat, la vară are nuntă, că-i logodit. Și cum o făcut nunta, eu vin la voi, la pocăiești, mă pocăiesc. Și în adevăr, la casa lui, la vreo câteva săptămâni, era o gradă plină de oameni, dar nu la nuntă. Era la mort la el. El s-a îmbolnăvit, s-a dus în spital, că-l doare nu știu ce, și l-a adus mort acasă. Dar el spunea că eu nu mă pocăiesc, că am un confitior de însurat. Pavel știi ce spune? Uite, ai văzut tu bunătatea lui Dumnezeu, dar tu disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu. Și vine Biblia și spune, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. Acum, vorbim de bunătatea asta lui Dumnezeu, inima curată atrage bunătatea lui Dumnezeu. Știți asta? Inima curată spune că în Psalmul 97, cu versetul 11, mântuirea e pentru cel neprihănit și bunătatea Domnului pentru cel cu inima curată. Bucuria pentru cel cu inima curată. Omul care are inima curată, el tot timpul e bucuros. Să ne ajute Domnul. Amin. Curăția de inimă ne dă curaj în rugăciune. Odată a venit un proroc la un împărat, în Isaia 38, și spunea lui Ezechia, pune-ți casa în rânduială, vei muri și nu vei mai trăi. Și Biblia spune că omul ăsta s-a înturnat cu fața la perete, a început să plângă, și în versetul 3 spunea, adu-ți aminte că în timpul vieții mele am umblat cu credincioșie și cu inima curată înaintea ta. Când ai inima curată, ai curaj de rugăciune. Dacă în inima ți-e murdară, ce să te mai rogi?
Din Suceava, de la Ițăcan, a plecat o fată în Austria la lucru. Era o fată năcăjită și o prietenă de-a ei a spus, tu vine la Viena, stai la mine, ți-am găsit ceva de lucru, că știi și tu niște bani. Și îmi spunea fata asta că ea a luat două bagaje, a luat buletinul la dânsa, a vorbit cu aceea la telefon, s-a urcat la Eurofratelul în autocar și la Viena. O mai sunat încă două ori, a răspuns că nu a ajuns până Ungaria, nu i-a mai răspuns aceea. Măi, ajunge la Viena, șoferul spune, cine-i pentru Viena? Coboară jos, i-a dat bagajul în jos, e tot o sunat, aceea de-o mai venit. Măi, spunea fata așa, stau o jumătate de oră, nu știu limbă, nu cunosc pe nimeni, stau un ceas, stau două ceasuri. Și după două ceasuri, că așa am început a plânge, m-am dus acolo la un bloc, era un bloc, m-am rezemat cu capul de bloc și am început a plânge, am spus, Doamne Iisus, adu-ți aminte. Și a spus că am vrut să mă rog așa ca împăratul să-i aduc la Dumnezeu aminte de ceva bun și a spus că nici eu nu mi-aducem aminte de un lucru bun. Mi-aducem aminte că nu preveniam la adunare, când mama îmi spunea să mă îmbrăc cu vincios, eu mă certam cu dânsa și plângem mult mai tare, nu că nu a venit prietena, plângem că n-avem așa un argument la Dumnezeu ca să-L convinc. Împăratul ăsta s-a întornat cu fața la perete, dar el avea inima curată. Adu-ți aminte că în viața mea eu umblat cu inima curată. Să ne dea Domnul inima curată, amin? Ăștia vor vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Și noi acum verificăm dacă inima e curată sau nu. Iar în Psalmul 7, versetul 10, spune că Domnul e scutul meu și mântuirea pentru cei cu inima curată. Să ne dea Domnul, amin? Eu am aici mai multe doctorițe. Am probleme cu inima, sunt cardiac, fac tensiuni foarte mari. Acum dacă eu tensiune am cam 20 cu 12, cu 14, așa ceva. Și a venit un control la mine la serviciu, am fost mecanic locomotivă toată viața. Și eu nu știam. Și când m-a verificat, domnule, m-a tăiat de acolo, nu mai ai voie să faci meserie. M-a tras o lună, tu ești un pericol, că dacă intri în gara din nord cu trenul, tu îmi faci atac de cor, ce se întâmplă? Te duci și îți faci, te controlezi. M-am dus eu la o specialistă, a fost ea prin Franța, au lucrat mulți ani, l-a spus, domnul Croitor, uite, azi mă ocup de dumneitare. Și mi-a pus nu știu câte probe. Hai să te punem la EKG, nu știu cum se cheamă, nu vreau să greșesc. Hai să te pun aici. Și m-a pus la fel de fel de aparate și mi-a spus, domnule, ai probleme cu inima, trebuie să iei medicament. Acum vine Biblia, spune că ținta poruncii, dragostea care vine dintr-o inimă curată. Și eu am vrut să verific, inima mea e curată, tu nu ești curios să vezi, inima ta e curată? Doamne ajută! Și hai să ne verificăm dacă e curată. Amin. Asta e credința adevărată. Să ai inima curată și hai să-L vezi pe Dumnezeu. Și am pus acum la patru aparate inima mea, am făcut patru probe să văd dacă e curată sau nu. Prima probă pe care am făcut-o, e proba vorbirii, căci gura vorbește din prisosul inimii, nu? Și eu am făcut o probă să văd, că odată cineva, un pocăit, s-a lovit la un deget și a scos o vorbă urâtă și a spus, vai, am scapat-o, a ieșit. Dar altul spune, mă, eu nu mă mir că a ieșit, eu mă mir pe unde a intrat, când a intrat. Păi la, astea n-au loc în inima noastră. Când scăpe o vorbă, un murdar, o înjurătură, ceva, n-am scăpat-o. Dar înainte de a o scăpa, unde era? Era în inimă. Era în inimă și într-o neatenție ai scăpat-o. Hai să probăm inima noastră la testul ăsta vorbire. Vă dau un exemplu. Era foame în Canaan și-o pleca ficiorii lui Iacob după grâu, ajung la Egipt, eu, 10 saci cu grâu, îi duc acasă să termin în grâu. Și acum spune tata, iar după grâu, nu avem mâncare la copii, facem turte, facem plăcinte, dar cu ce facem când avem grâu? Și spune, na, duceți-vă, luați saci și duceți-vă. Păi nu ne putem duce, că trebuie să-l dai pe Beniamin. Pentru că Iacob spune, nu vi-l dau, măi, Iosif a murit, Beniamin, nu vi-l pot da. Mă, dar voi de ce ați spus că mai aveți un frate acasă? Îi judecat tatăl, să știi. Și ăștia spun, dar de unde să știm noi?
O spus că suntem din scoade, că suntem spiuni. Noi am spus, nu, suntem 12 copii la tata, unul a murit, unul cel mai tânăr cu tata și noi 10 am venit. Și dregătorul a spus, uite pe unul din voi îl bag în pușcărie, acum lec. Și când veniți cu fratele vostru, îi dau drumul și lui. S-a legat pe Simeon, de unde să știm noi? Acum dă-l pe Beniamin. Dar în Geneza 43, cu versetul 3, Iuda a spus așa, omul ăla ne-a spus curat. Să nu vedeți fața dacă nu veniți cu fratele vostru. Adică ne-a spus curat. Ce înseamnă a spune curat? Un om cu inima curată vorbește curat. Da. El nu are insinuări, nu deloc la bănuieli rele, n-are cuvinte cu două înțelesuri. Un om cu inima curată, da, uita și noi nu. Așa e împocăit. Suntem cu inima curată? Doamne. Când vindem ceva, când cumpărăm ceva, când negociem noi și cerem mai mult, măcar că știm că nu face atâta, cer mai mult, am de unde lăsa. Suntem cu inima curată, oare? Eu sunt crescător de animale și acum vreo lună a venit cineva să cumpere o vacă de la mine. Eu bucuros, măi, vin el și când vin în curte îmi spune, pacea Domnului, tu ești pocăit, nu? Zic, da. Tu nu predici? Eu zic, predic. Și ai o vacă de vândut? Da. Hai să o vedem. Spune el în grajd. Acum nu pare bine că știe că-s predicator, că voia să negociez cu el, să mai țin la preț. Și spune, măi, dacă tu predici, ăia nu înțelege noi. Cât vrei pe vacă? Eu zic, măi, omule, eu nu vând și nu cumpăr vaci. Tu ești din meserie. Uite-te acolo ea, spune cât face și cât face, cu atâta ți-o dau. Dar să spui drept. Ăla să uite, băi, 22 de milioane, bun? Că-i bun. Mi-o dai, ți-o dau. Dacă ați putea spui tu cât face, femeia îmi spunea la orechi, mai cer un milion. Ce să-i mai cer dacă suntem doi pocăiți, nu? Și lucrăm cu inimă curată. Așa sunteți și dumneavoastră? Un frate pocăit s-a dus în Norvegia, a scumpărat o mașină. O găsit el pe internet, o luat pe cineva să traducă, că eu am mulți prieteni în Norvegia. Norvegianul cam dintr-o bucată. O zic, domne, asta e mașina, dar la preț, cum ne înțelegem? Ci că eu am un preț în mintea mea, spune norvegianul. Nu-l lăs niciun euro, să știi. Îmi dai banii, ce îți dau mașina. Dar cât e? Norvegianul întreabă, dar tu cât îmi dai? Uite cum faci. Eu cât vreau pe mașină, scriu pe un bilet și țin biletul în palmă. Tu cât îmi dai, scrii pe un bilet și pui în palmă și schimbăm biletele între noi. Mă, ăla se uită la mașină, mașină bună, tot ce trebuia. Ăla i-a spus că el nu lasă nimic din preț și românul i-a scris 7.000 de euro, că îi dă. O lua și-a schimbat biletul, când a desfăcut biletul, norvegianul voie 4.000 de euro. Și acum el naș, acum cum face? Întreabă românul. Păi cum am spus, îmi dai 4.000 și o iei. Ăsta bucuros, 4.000, ci că a vrut să-l întrebi pocăit, dar nu l-a mai întrebat. Testul inimii curate. Un om cu inima curată vorbește curat. Amin? Amin. În Iosua, capitolul 14, versetul 7, vine la Iosua, omul lui Dumnezeu, Caleb, și îi spune, știi, când am fost noi, am înscodit țara atunci, 12 am fost, 10 au vorbit rău, au negrit țara, dar eu am vorbit cum îmi spunea inima curată. Asta înseamnă că un om cu inima curată nu se lasă influențat de mulțime. Să văd ce spune și ea, ce spune și el, ce spune... Nu, domnule, dacă știu că ăsta e adevărul, apă ăsta e adevărul. Amin. Și spunea Caleb, eu am vorbit după cum îmi spunea inima mea curată. Să ne dea Domnul putere. Amin. Amin. Apoi în Proverbii 23, cu versetul 33, mai spune acolo un lucru. Ăștia care beau, nu te uita la vin când curge în pahar și face mărgăritare. El face acolo mărgăritare, dar după ce îl bei, mușcă ca un șarpe și înțeapă ca un basilic. Și spune mai multe, dar în versetul 33 spune, ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Un om care are inima curată, are vocabular decent, are cuvinte frumoase, dar nu vorbește prostii. Spunea Pavel, să nu se audă între voi glumii proaste, cuvinte porcoase,
vorbe nechipzuite, ci mai degrabă un cuvânt bun. Și acum te rog, pune inima ta la probă, la aparatul ăsta, care se cheamă comunicare. Și spune, inima ta e curată? Doamne ajută! Adevărata credință e să ai inima curată. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Dacă vreți, hai să punem al doilea test, că trecem mai repede. Testul bogățiilor. Domnul spune așa, nu vă strângeți comori pe pământ unde ne mănâncă molea, li sapă și li fură oță, strângeți-vă comori în cer, că acolo unde e comora voastră, acolo și inima voastră. Cum stăm noi raportându-ne la lucrurile materiale? Cât e de curată inima noastră? Eram odată la noi, Domnul a avut dreptate. Unde-i comoară, acolo inima. Eram odată la noi în sat, un frate avea o vină mare, un dar frumos, și eu mă uitam și eu zic, nu te uita, frate Dragoș, le-am făcut când trebuie, nu mă leagă inima din loc de el, eu n-am treabă cu asta. Și când îmi povestea el mie că el nu-i legat de casă, o trecut un băiat cu o mașină, era pluat, și o trecut printr-o baltă, o mână tare și o stropit galba. Și eu spune, băi, unde vei tâmpit cu merge, băi, ce cu gardul? Dar eu spus, aliniștit, că nu te leagă inima din loc, nu te leagă. Acum nu mă leagă, dar trebuie să-l spăl de acum, știi? Biblia spune că acolo unde e comoara, acolo e inima noastră. Și eu verific curăția de inimă. Uitați ce spune David în 1 Cronici, capitolul 28. Strânge David pentru templu toate și acum în versetul, în capitolul 29, spune Biblia așa, mi-am întrebuințat cu temne să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru aur, argint pentru argint, aramă pentru aramă, versetul 3, mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu argintul și aurul pe care îl am. David o strâns de la popor, argint, aur, să facă templu și la urmă a spus, nu numai asta, eu dau și partea mea, ce am eu, aurul meu, totul dau pentru Dumnezeu. Și în versetul 17 spune așa, știu Dumnezeule că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Un om care are inima curată își va strânge comori în cer. Bogății în cer. Un om care are inima împărțită le va strânge aici. Așa spune Scriptura și eu cred ceea ce spune Biblia. Și când dăruiești ceva, dă cu inima curată. Amin. Arată Biblia că a fost o familie de oameni care au vândut un ogor și l-au dat. Ceva în numele Domnului, dar au mințit. Anania și Safira au mințit și până la urmă au murit. O vrut să fac un bine și au ieșit rău tare. Unii dau ca să fie văzuți, așa cu fama. Domnul spunea, tu când faci o binefacere, nu o trâmbița ca fățarnice, ca Gigi Becali, șeptic cameraman, ajută mult, nu spun că nu, dar trebuie filmat, trebuie dat la televizor, o dat. Tu când faci un bine, dă-l așa, să nu știe stânga ce face dreapta, nu trâmbița și Dumnezeu vede nascuns și răsplătește nascuns. Amin? Noi la testul ăsta cum ieșim cu inima? Cu legat de pământ sau nu suntem legați de pământ? Că e o probă pentru inima curată. Și mai mergem la un test. Am numit eu testul fidelității conjugale. Uite, citim în Genesa o întâmplare. Abraham trebuie să coboare în Gerar. Că era foame de acolo unde era el, capitolul 20. Și îi spune el lui Sara, nevastă sa, băi, spune că e sora mea, ca să o duc și eu bine pe lângă tine. Și acum vine Biblia și în versetul 3 spune așa, atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis cu Abimelec, l-a împărat și i-a zis, iată ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu s-a apropiat de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că-i soră sa și n-a zis ea însă că-i frate său. Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești. Omul ăsta
O trimis după Sara ca să o iei de nevastă. Dar încă nu s-a culcat cu ea, că Dumnezeu a intervenit în vis și l-a avertizat. Măi, mor, mă, că asta e măritată, are bărbat. Și omul spune, eu am lucrat cu inimă curată, eu sunt nevinovat. Și Dumnezeu îi spune, știu, de-aia te-am ferit. Acum, când vorbim de testul fidelității, mă îndrept către bărbați, îi curată inima noastră? Există o curvie care se săvârșește în trup, înșel nevasta cu alta, dar există o curvie la nivel de duh. Numai te uiți, Domnul spunea Matei, acolo 5, cu cât, cu 28, 29. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă zic că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și dacă tu prea curvești cu ea în inimă, nu te culci cu dânsa, că poate nu vrei, poate n-ai ajuns până acolo, dar inima ta cum? E curată sau nu e curată? Când te gândești la alta și o poftești pe alta, sau femeile când se gândesc la altul și îl poftesc pe altul, inima e curată sau nu e curată? Că e o probă, inima curată, punem și la testul ăsta, testul fidelității. Bărbatul față de nevastă, nevasta față de bărbat, și cine nu-i măritată și cine nu-i însurat, avem curăție față de Dumnezeu. Amin. Noi suntem logodiți, spunea Pavel în 2 Corinteni 12, cu un bărbat. Și trebuie să avem sentimente curate față de Dumnezeu. Cât suntem de curați cu inima aici? Suntem curați tare? Da. Odată eu vorbeam cu un frate mai în vârstă, cu care merg eu mult, și el spunea, băi frate Dragoș, hai să-ți fac o mărturisire, dar eu un bătrân. O să fie la mine, acum pentru mine, ori văd o femeie tare frumoasă, ori văd un dulap, e același lucru la mine. Ei, noi cum suntem bărbați din adunare? Că dacă nu avem inima curată, nu vedem pe Dumnezeu. Aia nu e credința adevărată să vii la biserică cu lumânarea în mână sau cu scriptura în mână și să te uiți după alte din adunare. Asta nu-i pocăință, nu-i credință, merge iad cu gândurile astea. Și acum a venit Scriptura și spune că cel cu inima curată va vedea pe Dumnezeu. Nu, la proba asta cum a ieșit? La verificarea asta, un medic din asta cu inima trebuie aici, nu? Ca să ne spună, măi, cum e inima mea? Am pus la testul vorbirii, am pus la testul bogățiilor, modul în care ne raportăm la lucrurile astea, dar la testul fidelității. Și mai punem al patrulea test. Testul slujirii. Scrie în Luca, în capitolul 8, la pilda semănătorului, versetul 15, că sămânța bună reprezintă acela care aude cuvântul și îl pune într-o inimă curată și face rod. Dumneavoastră, acum când auziți Scriptura, în ce fel de inimă o puneți? Că dacă puneți într-o inimă murdară, de unde rod? Trei pământuri nu erau curate. Unul era lângă drum, unul era cu burieni, unul era cu petroaie și nu era curat. Numai un pământ e curat. Și acum vine Domnul și ne pune sămânța acolo și dacă inima e curată, aduce rod. Amin. În 2 Corinteni, parcă 2 cu 17, Pavel spunea așa, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată înaintea lui Dumnezeu. Știți că unii strică cuvântul? La noi am o vecină acolo, un sat tare ortodoxă, dar ea chiar ține ortodoxia, e așa, merge la biserică, am chemat-o la pocăiți, nu, Domn Dragoș, nu mă chem, că eu am credința mea, la noi preotul așa, n-am spus nimic. O cumnată de aici cu care încearcă și ea nu vorbește și o însura ficiorul. Dar ficiorul trăi prin Anglia vreo 2-3 ani cu una, stă de mult cu dânsa. Acum a venit în sat și a făcut nuntă și a dus în biserică și a cununat-o și îmi spune vecina mea, dar eu zic, dar cum de-o cununat popa dacă știi că o trăit înainte? E, cum de? Eu da 500 de lire și pe bani, ești o cununat. Apoi vine Biblia și spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Îmi puteți da atât în Germania, măcar că nu e a voastră.
Eu nu vorbesc decât ce e scris. N-am voie să stric nimica. Un predicator care are inima curată nu dă scriptura pe bani. Nici nu dă adevărul pe două ciocolăți. Înțelegi? Pavel vine și spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu inima curată. Să ne dea Domnul inima curată. Amin. Amin. Și în Cartea Împărați, capitolul 10, mai este o întâmplare acolo și cu asta închei prima parte a predicii. Spune cuvântul Domnului că Iehu, fiul lui Nimșe, merge cu carul. Dar așa mâna de tare cu mână unii băieți cu BMW când vine în România. Că s-a uitat caraula și a spus, mă, cine-i mână? Ești o colbaraie, bătea ca, erau numai spume. Și s-a uitat străjerul ăsta, că cred că Iehu, că mână, că un nebun. Și așa merge el de tare cu carul și când merge, se întâlnește cu un prieten de-a lui. Și oprește caii și se uită din car acolo, în versetul 15, 10 cu 15. Ionadab, fiul lui Recab, inima ta e așa de curată cum e și a mea? Și ăla de jos o spui, este o strigare. Apoi dacă este, dă mâna, se uită în car și ai să vezi râmna care eu am eu pentru Domnul. A spus eu, oamenii cu inima curată pot sluji împreună. Ăsta l-a luat în cap. Vină cu mine, dacă avem inima curată, încăpem amândoi. Am văzut câte o adunare chiar la pocăiți. Sau câte o biserică. La noi s-au bătut preoteasă și au făcut a doua biserică. Nu încăpu doi preoți după altar, nu încăp doi pocăiți după amvon. Ori eu, ori el. Dar acolo unde e inima curată, acolo încăp tăți într-o adunare. Într-o biserică cu inima curată, tăți au loc. Eram odată într-o adunare și a venit un dirijor de cor, spune, frate, dragul, bine că ai venit, azi hotărăști. Cine dirigează corul, eu sau fratele ăsta? Că erau doi dirijori, se certau. Și eu mă uit, dar dirigează amândoi, mă. Zic, nu, nu, nu se poate. Ori dirigez eu, ori dirigează el. Eu am spus, ori nu dirigează niciun până la urmă. Că acolo unde e inimă curată, acolo în cap și doi predicatori, și doi prezbiteri, și doi cântăreți, și doi proroci în cap. Dacă inima curată, dar dacă inima nu-i curată și mândrie și dorință de întăitate, nu mai încape nimic. Unii își fac carul ăsta așa de mic, nu-i cât al lui Iehu. Au un car mic, nu mai are loc nimeni pe lângă dânsul. Dar ăștia n-au inima curată. Eu aș dori ca noi să avem inima curată. Amin? Amin. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Și acum am testat un pic inima. Vă dau un timp de răgaz să vedem cum am ieșit la proba asta. Probabil voi o să cântați o cântare și după aceea o să vorbim o leacă de credința asta, să vedem. Îi prefăcută sau nu-i prefăcută? Și Domnul să ne dea pocăință. Amin.